A fost aglomerație la unitatea primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău în perioada sărbătorilor pascale. Aproape 300 de buzoieni au avut nevoie de îngrijiri medicale, cei mai mulți dintre pacienți fiind aduși la urgențe cu probleme digestive sau cardiace. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au prezentat 128 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. A doua zi de Paște, numărul prezentărilor a crescut, fiind înregistrate 169 de cazuri. La maternitatea din Buzău, trei bebeluși au venit pe lume în ziua de Paște. Prima naștere a avut loc la ora 10 dimineața. Este vorba despre doi băieți și o fetiță cu greutățile între 3200 și 3750 de grame. Prima naștere s-a înregistrat la ora 10 și 18 minute, un băiețel născut spontan cu greutatea 3750 de grame, scor Apgar 10. În tradiția populară se spune că bebelușii născuți în ziua de Paște sunt urmăriți de noroc până la sfârșitul vieții.